Sume uriașe sunt cheltuite zilnic cu spitalizarea pacienților infectați cu COVID-19. În secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, costurile depășesc 1000 de lei pe zi pentru fiecare pacient, iar la Spitalul Suport din Târgu Cărbunești, pentru un pacient care a stat internat 30 de zile, s-au cheltuit puțin peste 11.000 de lei. Costul unei zile de spitalizare include cheltuielile hoteliere, mai exact cazarea, masa, dar și îngrijirea pacientului. Concret, pentru pacienții internați la secția de boli infecțioase din Târgu Jiu, statul a plătit în luna martie numai puțin de 1.289 de lei pe zi pentru un pacient. Conform situației centralizatoare a cheltuielor pe centre de cost pe secții, dar aferent, atenție, aferente lunii martie 2020, pentru că luna aprilie nu am închis-o, știți că am avut întârzieri la plata salariilor, după aceea putem să o facem, având în vedere că tot personalul TESA a fost în izolare. Deci, la boli infecțioase, partea de cheltuieli, cost pe zi spitalizare, a ieșit 1.289 de lei. În acest cost sunt cheltuielile de personal, cheltuielile de medicamente, cheltuielile materiale sanitare, cheltuielile reactive, cheltuielile dezinfectanți, cheltuielile alimente, tot ce înseamnă indirecte, cheltuielile indirecte, unele incluse energia, apa, aerul, gazele. Și la Spitalul Suport din Târgu Cărbunești, sumele cheltuite cu un bolnav de coronavirus depășesc câteva sute de lei bune pe zi. Costurile pentru fiecare pacient cu COVID-19 sunt diferite. În aceste costuri intră cheltuieli pentru hrană, cheltuieli pentru medicamente, cheltuieli pentru materiale sanitare, analize de laborator, analize radiologice și au alte investigații. Aceste cheltuieli sunt diferite. De exemplu, am în față, dacă un pacient a stat 15-16 zile, costurile s-au ridicat în jur la 6.929 în total. Costurile pentru hrană, la fel, nu sunt cele mai concludente, pentru că pe lângă hrana dată, regimul alimentar făcut de bucătăria spitalului, s-a adăugat apă plată, care am avut-o din donații, sucuri am avut din donații, iaurturi din donații, fructe din donații. De la debutul pandemiei, în spitalele din județ, la sfârșitul săptămânii trecute se aflau internate 53 de persoane infectate cu noul coronavirus, iar numărul acestora se schimbă de la o oră la alta.